Mâine începe programul Litoralul pentru Toți. Ediția de toamnă a programului aduce o nouă opțiune. Litoralul pentru Toți, varianta all-inclusive, care asigură toate cele trei mese servite în regim bufet, băuturi incluse, acces gratuit la locuri de joacă pentru copii, piscine, șezlonguri și umbrele de plajă. Ediția de toamnă a programului Litoralul pentru Toți începe la 1 septembrie, când prețurile vor scădea cu până la 70% față de tarifele din vârful sezonului. Programul este la prețuri foarte, foarte bune și avantajează pentru toți. De exemplu, pentru zona Mamaia, Constanța, Eforie, tarifele pentru această ediție, sejur de 6 nopți pe persoană, pornesc de la 205 lei fără micul dejun sau 315 lei cu mic dejun inclus. Pentru sudul litoralului, respectiv stațiunile Costinești, Olimp, Neptun, Jupiter, Cap Aurora, Venus, Saturn, Mangalia, 2 Mai, Vama Veche, tarifele sunt mai mici față de nordul litoralului românesc. Astfel, tarifele pentru această ediție, sejur de 6 nopți pe persoană, pentru aceste stațiuni pornesc de la 159 de lei fără micul dejun sau 259 de lei cu mic dejun inclus. Eu cred că o să vedem cât timp prețurile sunt bune și statul vine în ajutor, o să se vindă, pentru că sunt mulți oameni care agrează acum să meargă și la Marea Neagră datorită zvonului și ce se întâmplă. Programul special Litoralul pentru Toți suscită de la an la an un interes crescut din partea turiștilor, cărora le venim în întâmpinare cu sejururi în extrasezon pe litoralul românesc la cele mai avantajoase prețuri. Ca și la ediția precedentă, turiștii beneficiază de o opțiune suplimentară, Litoralul pentru Toți, varianta all-inclusive, care asigură toate cele trei mese servite în regim bufet, băuturi incluse, acces gratuit la locuri de joacă pentru copii, piscine, șezlonguri și umbrele pe plajă, se arată în comunicatul Asociației Naționale a Agențiilor de Turism.